Bine, v-am regăsit la un nou episod din Cariera cu FCSB la FM22 la mine pe canal. În acest episod vom juca meciul cu CFR și meciul cu Voluntari. Cel mai important este meciul cu CFR pentru că trebuie să începem play-off-ul cu o victorie în acest derby crucial cu CFR pentru că e pe locul 3 la un punct în spatele nostru și al play-off-ului și trebuie să câștigăm neapărat. Campionatul încă se joacă în... Distanța este infimă între noi și se pare că am primit 500.000 de euro după ce Denis Man a înscris 15 goluri. Foarte bine. 500.000 de euro pe praful ăsta este extraordinar de bine. Finanțele clubului acceptabile. Nu, se putea și mai bine, se putea și mai rău. Și trebuie să fim pregătiți pentru acest meci cu CFR. Singura problemă ar fi că lui Smântanu nu cred că și vine pe la meciul cu CFR. Cred că o să-l bag pe Saturn în meciul cu Voluntari, să-i mai dăm și lui niște jocuri, că am tot zis că îl joc și nu l-am mai jucat. Și nu e corect. Trebuie să mai joce și el până la urmă. Și în meciul cu CFR clar pe Vlad, deși nici Vlad nu e cine știe ce portar, să zici că e incontestabil. Stabil, nicio eroare. Mai gafează, zice cum gafează în viața reală. Și e un meci care, chiar dacă i-am bătut destul de tare în returul campionatului, la derbiul cu CFR nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. Omrani, 28 de ani, are contract până în 2024, i-a prelungit contractul, din păcate. Și nu putem să luăm liber de contract, cum vreau unii în comentarii. Tottenham cu Austria-Viena. Ar fi mare surpriză dacă ar întoarce Austria-Viena. Acum, Tottenham poate să-și bătaie de la Mora. Da, nu mai zicem că m-au scos de pe bilet Mora. Că a întors Tottenham-ul și nu mă așteptam. Dar asta e altă poveste. Locul 3... CFR, un punct distanță și fără e în joc, adică Gaz, Metanul, Rapidul, să zicem că sunt out, chiar dacă din punct de vedere al punctelor sunt încă în joc, din punct de vedere al lotului nu cred că vor rezista. Valentin Gheorghe, care a dat un comeback senzațional în viața reală, 2 goluri, înscrise din postura de super sub. Și se pare că Mioveni bate 4-2 Sepsiu, care este asta meci de play-out. Gaz Metanu, interesant că este în play-off aici, având în vedere că viața reală mai are un pic de faliment. Andrei Vlad, Crețu, care are multă experiență, Miron cu Haruț în locul lui Haruț, să băgăm și noi pe Vinicius, că avem nevoie de cât mai multă experiență. Șerban, Rachel, se vede că are 35 de ani, dar o să băgăm pe Rachel în locul lui Șerban, pentru că are mai multă experiență și pe asta ne bazăm. Wide, îl băgăm pe Tănase, clar, nici nu se discută. Tănase cu, băgăm pe Advanced Playmaker, pe suport. Atac, 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 suport, 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 defend, suport, ok. În atac, Ian Istuica cu Florinel, Budescu cu Dumitr să-l bag, oare pe Octavian. Luis Munteanu este oarecum, poate să joace, dar nu riscăm. În locul Budescu îl băgăm pe Olaru. Pentru că chiar dacă n-are mai multă experiență, nu știu, mi se pare Olaru într-o formă mai bună, cel puțin, așa cred eu. De când am mai filmat ultimul episod, a trecut ceva vreme și nu mai țin minte exact. Să-l bag pe Coman, nu, în ultimul episod a dat Coman gol, asta țin minte, de așa că o lăsăm pe Coman titular. Lui Smuteanu jucăm pe Balanset, că n-avem ce să jucăm cu CFR. S-a făcut, nu mai contează. Oricum e bine, atac, 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 suport, suport. Nu ai cum să joci nici pe pozitiv, nici pe coșes, pentru că nu știi cum joacă CFR-ul, pentru că sunt partide în care joci cu CFR-ul și are poziția, sunt partide când are. Depin. Da, Petrescu, Omrani, acolo, Costache, Alibeca, aici Alibeca, că mai e în joc, Petrila este foarte periculos, ca în viața reală, desigur. Și ce să le zicem la jucători? Le zicem că... Să arate pe teren că lauda din partea presei e meritată, nu este degeaba. Dumitre să spună că scrie.
Nu tu 3, Manea. Manea pasează lui Boateng. Boateng lui Păun. Păun acolo îi pasează lui Nani. Păun. Florin Elkoman interceptează și acum Dumitru îi pasează lui Tănase. Tănase nu se grăbește. Îi pasează înapoi lui Vinicius. Vinicius către Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu către Olaru care nu prinde mingea, dar Coman este atent și o recuperează. Coman acum pe bandă poate centra oare? O centrează către Iani Stoichera, dar Ciobotariu intervine. Tănase, Tănase către Olaru, Olaru către Dumitel. Ce bar, ghinion. Ce gol era acel șut, dacă nu ziceam bară, Dumitel, puteam să zic că îl scoteam de pe lista neagră după, dacă era acel gol, dar și așa e pe drumul cel bun. Păun și Camora galben, Miron în minutul 1 galben și s-a accentat tenistul, că era la așa ceva. Noroc că avem destul, îl băgăm pe Octavian Popescu în locul lui Iani Stoica, care totuși Iani Stoica era un jucător de bază. Păcat că s-a accentat, dar avem rezerve, nu ne putem plânge că nu avem rezerve. Minutul 36, 37, dominăm, dar nu scriem din păcate. Și asta nu e bine pentru că poziția nu ți aduce neapărat victoria, dar îți crezi șansele. Oarecum. Minutul 46, le zicem că mi-a plăcut că am avut posesie, pentru că nu pot să le zic că nu mi-a plăcut. Petrilă, Boateng, cam multe galbene la CFR și asta e un lucru bun. Minutul 62 și o să facem și o primă schimbare. În primul rând, cine n-a făcut nimic pe partea de atac? Olaru, se pare că n-a făcut mare lucru. Băgăm și noi pe Budescu, poate face ceva. Îl băgăm și noi pe Advanced Playmaker și îl lăsăm tot pe suport. Să mă uit așa pe plan tactic și eventual în locul lui Coman pe Cordea, pentru că n-a jucat nimic Coman până acum. Uite, era așa o centrare, dar nu prea inspirată. Minutul 63, hai cu victoria, le dau și eu încuraj ca să fie motivat la maxim. Minutul 69, 70, oare CFR-ul trage de un egal? Cred, posibil. Miron, am făcut ce trei schimbări. Dominăm clar, dar nu cred că mai avem vreo șansă să câștigăm. A băgat pardobasul CFR-ul, clasic, și s-a campenat meciul 0-0, ce nu este un rezultat neapărat rău. O să le zic că, da, sunt dezamăgit că n-am putut să înscriem după așa de multe șanse care am avut pe poartă și pe lângă poartă. Craiova cel mai probabil o să ne depășească și s-ar putea să ne egaleze și Farul, dar un egal cu CFR este echitabil. O înfrângere este inadmisibilă, dar un egal e ok. Se putea clar mai bine, dar nu ne putem plânge. Și acum avem semifinalele cu Voluntari. Semifinale. Asta e turul. Voluntari este echipa de pe ultimul loc, parcă, sau pe penultimul, nu știu. Dar este exact contrariu la ce se întâmplă în viața reală, pentru că în viața reală Voluntari este pe locul 4, parcă a scăzut, și aici este pe ultimul loc. Na. Așa s-a nimerit, ce să faci. În 4 zile avem meciul cu Voluntari, sau dacă filmează obiectul meu, țeapă. Filmează, merge. Exact cum așteptam, Craiova a bătut Rapidul, Chindia a bătut Botoșanu 3-1, FC Craiova a făcut egal cu Botoșan, cu Voluntari. Și este un lucru bun că știm că nu sunt într-o formă prea bună, adică știam după locul din clasament, dar poate și-au revenit pe parcurs și așa după egalul ăsta să zicem că e ok. Să sperăm că Gaz Metan reușește să bată Farul, ar fi o surpriză sau măcar să facă un egal, deși nu cred. Da, exact cum ziceam, Farul a bătut și trece peste noi la gol averaj. Mi se pare că nu sunt cu meciurile directe campionat, după avem meci cu ei, deci nu e așa o problemă. Și avem meci în deplasare la Constanța, la Ovidiu. Meciul cu Voluntari, partea bună este că suntem și în Cupa România, adică dacă nu câștigăm campionatul, care este o șansă de 50-50, împărțit cu locul 2, care să zice că dacă am fi pe primul loc, adică nu văd lupta asta la titlul în 3, o văd mai mult în 2, între noi și Craiova, sincer, decât CFR-ul, nu știu, nu prea
Am ajutat Crețu, s-a accidentat 6-7 zile, îl avem pe Haruț, nu-i problemă. Și ce atât, deci dacă bate CSO, Filiașul, Rapidul, e clară treaba. N-a bătut în tur, 3-1, totuși a reușit să dea un gol pentru o echipă de Liga 3-a. Mă rog, e Liga 1, până la urmă nu e mare diferență între ligi, hai să ne exagerăm. Și acum meciul cu Voluntar, care jucăm în deplasare. Ar trebui să încărcăm lejer și e meci cu Faru și după cu Craiova. Meciul cu Craiova și cu Faru trebuie să-l câștigăm neapărat dacă vrem titlul. Dacă nu reușim să luăm titlul, măcar Cupa României, să nu plecăm așa, știi, cu coada între picioare până la urmă. Crețu acceptat până pe Haruț, Luis Munteanu încă nu este refăcut la maxim, nu vreau să risc pentru meci cu Voluntari. Băgăm și noi pe Straton, Coman nu mi-a plăcut deloc, Tavian Popescu. În locul lor băgăm și eu pe Budescu, în locul lor Rachel băgăm și eu pe Șeban să mai facă experiență. Valentin Gheorghe, hai să mai joace și el în locul lui Coldea, chiar dacă am scăzut ce e drept, da? Potențial în care nu l-am jucat, nu putem să ne călcăm pe noi că l-am jucat, că nu prea l-am jucat, cam... Și nu neapărat că e, nu joacă bine, cât n-am avut cum să-l jucăm. O să jucăm un pozitiv pentru că mai aștept să avem posesia cu Voluntari și să nu ne grăbim. Ținem de aia, așteptăm să facă ei pressing pe noi și cum au venit pe noi, pam, contraatac. Eu zic că o să funcționeze. La fel zic, să câștigăm meciul, să arătăm lumii că suntem o echipă bună. Pentru 4... 5, deja avem 22 pe poartă. Acum, să sperăm că și înscrim. Eu zic că cu CFR, dacă l-aveam pe Luis Munteanu, eu zic că câștigam cel puțin 1-0 la Cristiano. Da, aia, Dumitr, încă, hai să zic că, repet, s-a mai îmbunătățit un picuț forma lui, dar încă nu e de prima echipă. Dar n-avem cum să, pe cine să jucăm altcineva. Vlad către Marcelo Lopez, Marcelo Lopez, Mitrache, Mitrache către Armaș, Armaș către Ilie, Mitrache către Vlad, Vlad către Ricardinho, Ricardinho partează înapoi lui Armaș, Mitrache, nu se grăbesc ilfovenii, Ilie, Costin, Costin cred că o să centreze, că lui Paraschiv care este liber acolo și ne luăm gol de la Marcelo Lopez, asist Daniel Paraschiv. N-am început meciul bine, nu mai merge pozitiv, băgăm și noi un atac, încă nu e posibil așa ceva să plecăm cu o înfrângere de la Voluntari. Jucăm cu rezerve ce-i drept, dar nu mai așteptam să... Marcelo Lopez, Marcelo Lopez avansează pe flanc, nu întoarce mijloc Vlad. Ricardinho acolo se demarcă foarte bine, să vedem dacă scăpă în această fază Marcelo. Paraschiv, Ilie și ne dă 2-0 Voluntari, nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să facem o schimbare tactică neapărat, sunt și jucători obosiți. 2-0 cu Voluntari, e cam nasol. Bun. Trecem și îl trecem și îl băgăm și noi Polarul în locul lui, îl băgăm pe attacking. Pe Dumitr îl băgăm pe target forward, dar îl băgăm pe... Hai să jucăm false nine pe support. Ce să mai facem? Eventual și pe Tănase. Pe Tănase... Îi băgăm pe Hăruț pe atac și pe Șerban. Ne desfacem un pic să sperăm că oricum e 2-0, nu avem ce să mai facem. Și îl băgăm și pe Luis Munteanu și false nine, că na, îl forțăm aia, dar avem nevoie de goluri. Chiar n-avem ce faci și trebuie să intru un pic în ei la pauză, că nu e bine deloc, absolut deloc, ce ziceam de Cupa României și suntem cu un pas eliminați. Trebuie să facă diferența, că de aia sunt teren și alții sunt pe bancă. 57, hai că se poate. 53-55, domnul la posesie, dar nu marcă, avem și șuturi, mă rog, avem cât Voluntariu, dar... No. Ha, mă. Very attacking, că nu se mai poate, ce facem aici? În locul... Băgăm și noi pe... Cine să băgăm? Pe Florinel, cum al locul Octavian? Și n-am mișcat, mă, din meciul ăsta. Da, n-am mișcat Octavian, ce drept. Ha, mă, car cu un gol.
Că dacă dăm un gol, după se poate rezolva, nu e problemă, dar... Luis Munteanu a intrat. Ai, ce să-i cer Luis Munteanu? Bă, avem pe accidentare, n-ai... Da. Lui Dumitar am ce să-i cer. Ne-a bătut voluntariu 2-0 și nu este un episod prea bun, dar să sperăm că următorul va fi. 2-0, un rezultat nu prea bun, nu e ca și cum s-a pierdut calificare, doar un 2-0, nu un 3-0 și totuși jucăm cu voluntari care este pe ultima poziție în clasament și totuși ne-a bătut. Deci trebuie să băgăm titulari în retur, că altfel nu se mai poate. Meciul cu Faro, nu te ce o perioadă prea bună, dar ce se va întâmpla vom vedea în episodul următor. Până data viitoare, ceau!